Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Istoria Bisericii Amzei din capitală începe cu frații Dimitrie și Nicolae Dărăscu. Dimitrie, călătorind printr-o pădure, găsește o iconiță cu tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. A luat acest semn ca pe un îndemn divin. Așadar, purcede la construirea unei biserici. În 1795 începe construcția bisericii Sfântul Ioan Moldoveni. Curând, pleacă însă la cele sfinte și lasă lui Nicolae, fratele său, prin testament, misiunea de a finaliza biserica. Fratele său decide să construiască și el încă o biserică pe locul actualei biserici Amza. Însă Nicolae moare și el fără să apuce să-și vadă opera definitivată. Prin testament lasă la rândul lui boierului Amza Năescu, al doilea vistiernic al țării, rugămintea și banii necesari pentru continuarea operei de ctitorire a acelei biserici. Sfântul lăcaș definitivat de boier Amza suferă avarii serioase în urma unui incendiu. Astfel apare în scenă adevăratul ctitor al actualului lăcaș, preotul Ilie Teodorescu, o personalitate plurivalentă a acelei epoci. Este preotul stavrofor Ilie Teodorescu, cel care avea să ajungă episcop al Tomisului, primul episcop al Tomisului după reactivarea episcopiei Tomisului. Un om absolut remarcabil, a ocupat funcția de profesor la școala de fete Carmen Silva și apoi de profesor de religie la liceul Sfântul Sava, pentru că apoi 2 ani să fie chiar directorul acestui liceu. Și apoi, vreme îndelungată, până când a fost ales în scaunul de episcop, a fost profesor și directorul seminarului teologic din București. Personalitatea lui este copleșitoare în acele vremuri complicate. Se implică în absolut toate activitățile vieții societății. De exemplu, este chemat să facă parte din comisia care înființează Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă. În doar 3 ani, părintele Teodorescu a ridicat o minune de biserică, înaltă, impunătoare, după planurile lui Alexandru Săvulescu, arhitect al Muzeului Național de Istorie a României, secondat fiind de polonezul Siegfried Kofczynski, proiectantul castelului Peleș. Construcția are un stil eclectic, care îmbină stilul românesc și baroc cu Art Nouveau. Bogatele ornamente în piatră, cărămida aparentă, ochnițele sub cornișe și frumusețea picturii unice în România, semnată de italianul Umberto Marchetti, i-au adus în epocă supranumele de Domul din București. Stranele, catapeteazma, ușile masive de stejar au fost sculptate de Gheorghe Babic. Însuși preotul Teodorescu a dăruit bisericii obiecte de cult adevărate opere de artă. Sfințirea a avut loc la 21 octombrie 1901, în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. O mulțime de personalități ale istoriei României și-au aflat în acest impunător lăcaș aleanul și dorul de dumnezeire, printre ei Tache Ionescu și Alexandru Marghiloman. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.